Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu profesorul online, începem cu lecția la clasa a treia. A treia. Eu nu am primit să spun că am așteptat cu nerăbdare să vină ziua asta, ca să ne întâlnim, pentru că data trecută a fost o lecție extraordinar frumoasă. Mie mi-a rămas la suflet și doresc că prietenii noștri care au văzut filmul acesta au fost încântați, că a fost o lecție foarte, foarte frumoasă, tu venind cu probleme din gazete. Și da. Te rog să pornim la treabă, tot așa din gazete facem, da? Da. Problema V3-927. V3-227. Fratele meu are 6 cuburi roșii, 7 albastre și 8 verzi. Ușor, știi că trebuie să-și notezi. 6 cuburi roșii. Roșii. 7 albastre. Așa. Și 8 verzi. 8 verzi. El a construit un bloc asemănător cu cel din imagine. Aceasta este imaginea. Colorează cuburile. Să vedem. Ua, ce problemă frumoasă în vreme aici. Deci el pune jos la bază 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuburi, da? Deci la bază punem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci face așa. Asta? Da? Ai pus la treabă, ce să spun. Nu prea sunt încântat pe ce mi-a făcut cu aici. Aha. Dar acum, dacă eu am zis să faci din gazete, tot am zis. Da? Iată cuburile acestea. Numărul de 1, 2, 3, 4, 5, și a 6, da? Ca să creăm imaginea de cub, facem așa, da? Hai să zicem, pe așa. Și aici, așa. Tu, deja, faci tu desenul acolo. Ești nemulțumită de felul care desenezi eu. Și atunci, nu faci decât să... Așa. Și următorul cub, iată, îl vedem așa aici pe mijloc, deci el vine pe cele două cuburi, așa. Așa. Deci câte sunt? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Așa. Apoi. 4. 4. Descrescător. Da. Am înțeles. Deci, următorul cub. Și iată, 4. După aceea, probabil de 3. Da? Așa este. 3. Da, și după aceea, 2. Și în sfârșit, un singur cub deasupra. Da? La fel, la fiecare trebuie să facem imaginea aceea de spațiu. Și la fel și aici că este cu... Da? Așa. Toate cuburile de aici, deci le vedem în felul acesta. Acum, întrebarea este, ce întrebare are aici? Sunt mai multe întrebări. Fratele are 6, 7, el are... Colorează cuburile știind că pe fiecare etaj cuburile au aceeași culoare. Pe fiecare etaj cuburile au aceeași culoare. Iată. A făcut rost de albastru, verde și roșu. Așa. Pe fiecare etaj au aceeași culoare. Să mai găsim un indiciu. Două etaje vecine sunt de culori diferite. A, sunt două observații, nu? Da. Deci colorează cum știi că pe fiecare etaj cuburile au aceeași culoare. Adică aici vom pune fie numai albastru, fie numai... Roșu, așa. Mai verde. Mai verde.
Și încă ceva. Două etaje vecine sunt de culori diferite. Două etaje vecine sunt de culori diferite. Alo. Tu te uiți la proful online acum? Ia deschide tu. Ia deschide tu calculatorul și te uită la proful online, că noi suntem la tabla acum și lucrăm la tabla. E, am uitat să-l deschid. Imediat acum deschid. Dar deschide și tu, da? Știi să te uiți la proful online TV? Da? Deci caută-te proful online și te uiți la proful online TV. Eu sunt o colegă de-a ta, o fetiță, în clasa a treia și facem acum la tablă o problemă. Uite-te și tu și tu îmi facem și problema. Bine? Așa. Deci când o termin baza de făcut, vii și ne spui problema ta. Bine. Deci o fetiță din Timișoara, da? În clasa a treia, colegă cu tine, a sunat că am și o problemă de făcut. Noi o să o facem în data. Acum să o facem așa, pe noastră. Deci cum se colorăm, știm că fiecare etaj are o singură culoare. Pe fiecare etaj o culoare și nu... două etaje vecine sunt de culori diferite. Putem pune la fiecare etaj, două pot fi roșii, două pot fi verzi. Da. Deci cum să facem? Deci pe fiecare o singură culoare. Deci aici jos pun o singură culoare. Roșu. Tu vrei să fie roșu? Da. Dacă vrei să fie roșu, ele sunt cât aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar de ce vrei să pui tu roșu? Fiindcă ai 6? Și vrei să le pui pe toate? Da. Foarte bine. Poftim pune. Deci, roșu, da, pune un rând, pur și simplu. Da? Roșu. Și roșu, da? 2, 4, 6. Acum... 7 sunt albastre. Deci, nu, aici sunt câte? 5. Dacă sunt 5, pui albastru. Câte? Pus 5. Următoarele 4 trebuie să le pui obligatoriu, dar obligatoriu pe următoarele. Roșii mai ai, mai poți să pui roșii, putea să pui. Că nu sunt de aceeași culoare, dar roșii e consumat. Da. Atunci ce trebuie să pui? Verde. Câte ai pus? 4. Roșii, albastre, câte mai ai la dispoziție? Albastre, mai am la dispoziție 2. 2. Wow! Și aici ai 3. Ce ai putea să pui 3? Să mișc albastrele acestea. În loc de albastre, să fi folosit verdele. Da? Sunt ai mii să șterg, ca să nu-mi șterge la
asta. Deci câte trebuie să pun aici? 1, 2, 3, 4, 5. Da? Deci 6 au fost aici. 1, 2, 3, 4, 5. Ce să punem aici? Verde. Verde. Așa, verde. Și le ștergi pe ăsta de sus. Cât am consumat verde? Cât am consumat verde? 5. Deci, să spunem că am consumat 5 verzi, da? Deci, ia să vedem. Deci roșiile s-au terminat, da? Roșiile s-au terminat. Ce pui acum? Albastru. Albastru. Deci albastru cât ai consumat? Am consumat 4. Deci albastru. Deci albastru, da? 4 ai consumat. Verde cât ai consumat? Verde. 5. 5. Și ce ai pus acum? Verde. Încă 3, da? Verde, 5 cu 3, deci verdele s-a terminat. Și acum... Ce mai avem? Nu, aici mai greu. Că trebuie să punem albastrele așa și au voie să fie de la tergele. Ia, nu știu problemă, vezi? Ele câte sunt de toate? 6 și cu 7, 13 și cu 8, 21. 21. Și noi câte avem, câte cuburi? Hai să vedem. 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Da? 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Cât face oare dacă facem adunarea asta? 1 și cu 2 și cu 3 și cu... Cât face? 7 7 7 21. Deci trebuie să le consumăm pe toate. Da. Asta e toată treaba. Și dacă am început cu roșu, că au fost 6, așa am gândit, o să începem cu roșu, că sunt 6. Am pus verde și am consumat 5 din verde, da? 5. Și au mai rămas 3. Și pe 3 le-ai pus deasupra. Iar albastră e 4. Și dacă am consumat 4, au mai rămas cât aici? Au mai rămas 3. Da? 3. Și când se le punem pe astea 3, nu le pot spune că se lipesc una de alta. Și n-avem voie. Ce să facem? Ce să facem? Auzi, dacă ar fi început cu 7 să fi fost albastre, deci în loc de roșii, să fi început cu albastre, vezi? Deci dacă începeam cu albastre, albastru. Câte sunt albastre? 6, da? 2, 4, 6. Și au mai rămas încă una. Deci, fiindcă sunt 7, au mai rămas încă una. Și pe ce să o pun albastru sus? Obligatoriu să punem albastru sus. Da. Una. Completăm așa. Să vedem ce șmecherii din lume. Acum, aici am pus ce? Verde, da? Verde câte sunt? Și-a ieșit? Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, albastre. Asta, așa. Verde. Deci, 7, 8. Da. Verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelent. Așa. Și roșii. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
Clase roșie. Superb. Hai să ne spunem prietenii noștri așa. Că problema trebuia gândită în felul următor. Mai întâi să adunăm să vedem cât fac în total. Câte cupuri sunt. Am văzut că sunt 21. Deci 21 avem și aici. N-aveam voie să pierdem nicio culoare. Nici un cup. Toate trebuiau consumate. Dar acum, și noi am început cu 6. De ce am început cu 6 albastre? Care a fost motivul? Fiindcă autorul mi-a dat 6, am început cu 6 roșii, da? Am început cu 6 roșii. Și ne-am încurcat. Nu mergea problema. Nu respectam condițiile. De aceea, am renunțat la roșii, am plăcat cu albastre. Fiindcă am consumat 6, pe a 7 am pus-o sus. Obligatoriu. De urmări. Și am început să completăm. Și aici, cealaltă culoare a fost verdele, că sunt 5 și 3 sus, și totul a mers, a curs perfect, perfect, perfect. Dar asta a fost problema, foarte frumoasă problema, pentru că numărul total era acela, așa culorul respectiv. Deci toate cuburile trebuiau conține. Acum să vedem fetița de la Timișoara, dacă ne sună și o văzut problema, o rugăm să ne sune și să îi facem și problema ei. Dacă e urmărit și dacă nu ne urmărit și nu ne faci o altă problemă. Te rog, o altă problemă, dacă nu ne sună. Nu te sună, sigur că da. Alo, da? Da. Deci, te rog să începi problema. Pe tablă, da? Da.
Mai revedem încă o dată problema. Deci suma cifrelor, adică A plus B plus C plus D, e cuprinsă... E mai mare decât 6 și mai mică decât 26. Cum am scris eu acum, vezi? Mai mare decât 6 și mai mică decât 26. Hai să mai revedem o dată. Deci, să găsim toate numele. Deci impar este, da? Numărul ABCD este impar. Bun. Care depresc aceste câte condiții mi-ai dat? 4 condiții. De acord? Așa. Miruna, hai să vedem la treabă cum vedem, să încercăm să-i facem problema. Deci, e vorba de un număr de 4 cifre. Cifra A e a miilor, B a sutelor, C a zecilor și D a unităților. Când nu se știe, nu cunoaștem cifrele, punem bară deasupra. Așa se marchează. Da? Este un număr din câte cifre? Din 4 cifre. Și zice, avem informația. K este 1. Deci, îl punem și noi. 1, B, C, D. Și cu asta mai rămân câte de găsit? 3. Și zice că este impar. Dacă e impar, dâul ăsta ce valori poate să primească? Dacă numărul tot e număr impar, dâul ce posibilități are? 1, 3, 5, 7, 9. Corect. Deci dâul aparține valorilor 1, 3, 5, 7 și 9. Ești de acord? Și tu, fetiță, de la Timișoara, nu stai cu tine. Da? Da. Perfect! Îți dai seama ce poți gândește Miruna acum? Când a zis că e impar, ea imediat ți-a zis. D-ul trebuie să fie 1, 3, 5, 7 și 9. Dacă D-ul este 1, cât este C-ul atunci? C-ul este 3, dacă D-ul este 1. Sigur că da. C-ul este 3. Deci, zice, pentru D egal cu 1, rezultă C egal cu 3. De acord? De acord și tu? Bun. Iar B zice că este jumătate din C plus D. B este egal cu C plus D, adică 1 și cu 3. 4. 1 plus 3. Totul e împărțit la 2 și face? 2. Și iată că l-am găsit pe B, pe C și pe D. Și pe știți. Da? Și numărul arată așa. 100, 1000, 1000, 200, 31. Dar zic că suma cifrelor să fie cuprinsă dincolo de 6. Ia vezi, suma cifrelor este egală. 1 plus 2 plus 3 plus 1. 1 plus 2 plus 3 plus 1? 1 plus 1, 2. Plus 2, 4. Plus 3, 6. Deci 1 plus 2, 2. Și cu 2, 2 și 7 este chiar. Nu? Ia să vedem. 3 și cu 3, 6 și 1, 7. Da. E bun, e perfect. E dincolo de 6. Deci primul număr găsit, l-am găsit. E vorba de numărul 1231. Da? Asta este primul număr. Perfect. Dar dacă ar fi 3? Dacă D-ul ar fi 3, deci dacă D-ul ar fi egal cu 3, atunci C-ul cât ar fi? 3 plus 2, 5. C-ul ar fi egal cu 5, perfect. Iar B-ul cât ar fi în condițiile astea? B-ul ar fi egal cu 1 plus, cu 3 plus 5, fi? 8 împărțit la 2. Așa. 4, da? De acord? Da.
4 și numărul care arată așa. Cum arată? 1000. 1000. 2. Bău. 1453. Ia să vedem suma, se încadrează? 1 și cu 4 face 5. 10. 13. E perfect, da? Așa. Acum să luăm al doilea număr. Trebuie să luăm egal cu cine de data asta? 5. Și atunci cerul cât va fi egal? Cerul va fi egal cu 7. 7, perfect. Iar brul cât va fi egal? Peul va fi 12 împărțit la 4, 3. 12 împărțit la 4? Deci 12 împărțit la... 12 la 2. La 6. 6. Și numărul ar să fie așa. 1675. 1675. 1 plus 6, 7. Plus 7, 14, plus 5, 19. Bun și ăsta, perfect. Vedem cu D egal cu cine acum? D egal cu 7. Să vedem ce, ce ochi va fi. 7 plus 2, 9. 9. Și B cât este în condițiile astea? 9 plus 7, 16. Împărțit la 2, 8. 8. Și numărul ar fi 1000. 1800. Așa. 97. 1897. Dar acum este bun să vedem acum. 9 plus 9, 18 plus 7, 26. Și el trebuia să fie strict mai mic decât 26. Deci aceste două numere... Ultimul nu ne mai place, nu? De ce? Încă o dată? Hai să vedem, 10. Da, 10. Plus 15. Aha, 25. 25, bun și el. Da? 25, bun și ăsta. Astea sunt numerele. Și acum trebuia să le compar numerele acestea. Acum 9. Da. 9. Hai să luăm și pe D egal cu 9. D egal cu 9. Ce eu cât va fi? Dar mi se pare că nu mai resens că deja asta e la limită. Deci e la limită, dar ce o stat veneam? 9 și cu 2? 11. Și poate să fie ce 11? Nu. Nu poate să fie cifra 11. Deci concluzia este că nu avem decât varianta asta. Până la 2 egal cu 7, 2 egal cu 9 nu mai merge. Deci, încă o dată, Elisa, parcă, sau nu știu cum ai spus pe termenul ăștia. Elisa, da? Elisa, uite, am găsit 4 numere. Da? Sunt impare, așa cum ai spus tu, satisfac toate condițiile acelea și noi acum să ne comparăm. Să ne ordonăm. Care e cel mai mic dintre ele? Partea așa. Așa, al doilea și al treilea și al patrulea. Chiar în ordinea asta sunt. Sunt perfectate. Elisa, te rog să îți mulțumim că ne-ai sunat. Mai ai o problemă, nu mai ai? Nu. Și eu mă bucur foarte mult că ne-ai sunat și să-ți spune prietenilor de la școală, tuturor colegilor le spui, că tu ai stat în vorbă cu proful online și ai intrat în direct. Da? Trate din urmă la Prof. Online TV și ai văzut lecția făcută și urmărește să le spui și lor, tuturor prietenilor tăi să urmărească lecții, că noi facem o mătura lecții foarte, foarte frumoase. Și la clasa a întâia, cu clasa pregătitoare, clasa a întâia, ai văzut acolo, sunt foarte multe lecții. Ce te sfătuiesc pe tine? Să vizionezi toate filmele cu prietenii tăi de la Prof. Online. Deci toate filmele să le vizionezi. La clasa a treia. Deci sunt acolo cu Miruna mai multe lecții făcute. Noi continuăm lecțiile împreună cu Miruna. Îți mulțumesc încă o dată. La revedere! Ciao! Ciao! E spectacol ăsta. Știi, nu știu dacă
Pot să-ți transmit starea mea de bine. Este excepțional. Excepțional. Dintr-un colț al țării, te sună un copil și ce mă bucură foarte mult este curajul pe care îl are. Aceea de a m-a abordat. M-a sunat zile trecut și a spus, uite, vine, sun, că sunt acolo în direct, eu au văzut că suntem în direct și a sunat. Este extraordinar. Când vor pricepe cei care sunt decidenți că ce se întâmplă în România este un spectacol și mă vor ajuta să pot face o televiziune adevărată, să pot transmite în direct. Ăsta e visul meu. Așa, la nivelul la care mă aflu eu, iată că ajung și eu acolo în colțul vecinilor îndepărtate. Dar bine ar fi să o reușim asta, să o facem profesionist. Da, cu adevărat. Te rog. Da. Ok. Problema V3, 229. 229. La o petrecere se întâlnesc 15 copii. Fiecare dă mâna cu fiecare o singură dată. Câte strângeri de mână au avut loc? Am mai făcut una pe asta. Deci. Da. Am făcut una pe asta. Da. Câte strângeri de mână au loc? Dar vreau să spun 15. Da, ai alt număr 15? Data trecută a fost 9 sau? Nu, dar e aceeași idee. N-are rost să ne pregătim, putem de alte probleme. Ok. Formația preferată a Emiliei a venit în localitate pentru a susține un concert. Acesta va avea loc vineri, începând cu orele 16. Știind că va dura 2 ore și 25 de minute, indic ora în care se va sfârși concertul. E simplă. Hai să facem atunci ce îți propun eu o problemă. Da? Tu pleci de la, deci, pleci de la Bacău spre Târgu Mureș. Da? Cu mașina. În prima zi faci o treime din drum. Deci o treime din drum. Deci împărțim în trei segmente egale, da? În trei segmente egale. Așa, o treime. Deci o treime din drum. În a doua zi, faci 4 cinci din rest. 4 cinci din rest. Trebuie să trageți în pace în cinci. Tot restul ăsta. Ăla e restul, da? În pace în cinci. Dar e greu. Că nu se mai leagă cu ăsta de aici. Trebuie să fac ceva ca să lege cu ce restul de înainte. Vezi, n-am avut ce face 4-5, mi se pare foarte urât de problematic. Dar hai să-ți dau pentru început 3 pătrini din rest. Deci a doua zi, 3 pătrini din rest. Deci, șterge pe asta și facem 3 pătrimi din rest. Cum faci tu 3 pătrimi din rest? Așa. 2. Așa. Așa. Și acum, împărțim în zi. Asta e așa. Deci 3 pătrimi. Hai să vedem, să facem cu culori diferite. Foarte important. Deci, prima zi, o treime. Și de ce am împărțit-o în câte părți? În trei și am luat o treime. A doua zi, face cât am spus? A doua zi face 3 pătrimi. Înseamnă că restul ăsta, ăsta e restul, îl împărțim în fiecare de asta în două, fiecare îl împărțim în două și avem în clipa de față cele una, două, trei, patru și noi facem câte?
Câte din rest? Câte am zis? Trei. A doua zi, acele trei. Și a treia zi face două cincini din rest. A treia zi face două cincini din rest. Asta a fost restul 1, ăsta e restul 2. Da? Ăsta e restul 2. Și facem, îl împărțim în câte? În 5. 4 cincini, ați zis. Da? Și facem 4 cincini. Îl împărțim în 5. 4 cincini. Deci 1, 2, 3, 4. Și 5, da? 4, 5. 1, 2, 3, 4. Iată, 4, 5. Și rămâne, îi rămân 10 km. Deci îi rămân 10 km. Aici e punctul culminant. Acolo e punctul culminant al problemei. Foarte tare. 10 km orice acesta. Da. Fac 50 de km. 50 de kilometri înseamnă asta toată, da? Deci asta de aici înseamnă 50 kilometri. Și acum devine din ce în ce mai simplu. Așa. Și acum 50 ori 2, fac 100 de kilometri. O treime. Deci o treime înseamnă 100 km. Așa este. Foarte tare. Și 103, 300 km. Și cum trec de o treime, o treime, 100 ori 3 fac 300 de km. Răspuns corect este ăsta 300 de km. Deci la acolo, la Căgăbore, sunt 300 de kilometri. Iată cum am gândit, cât de clar. Deci v-ați să zică, și acum te întreb, cât au făcut în fiecare zi? În prima zi cât au făcut? În prima zi a făcut 100 de kilometri. În a doua zi? În a doua zi a făcut 3 pătrimi, deci atâta. Deci în prima zi zis bine, în prima zi a făcut 100 de kilometri. Din rest, ultima bucată asta e împărțită în 5 și a luat 4 din
din ele, nu? Și atunci te-ai descurcat foarte, foarte bine. Ei, în momentul de față, spunem că problema ai făcut-o foarte, foarte corect, dar știi ce m-a interesat pe mine? M-a interesat să revenim la ceea ce am spus. În prima zi, a făcut o treime din drum. Da? Din drum. În a doua zi, a făcut, cum am zis, trei pătrini. Dacă spuneam trei cincimi din rest, Deci, practic, după ce au făcut o treime, i-a rămas bucata asta, două treime, și întrebarea lui, eu spun că în a doua zi face trei cincimi din rest. Dar restul ăsta este tot, da? Ăsta e tot, asta e restul. Ah, ok. Da, ăsta e restul. Și face trei cincimi, câte ce am spus? Mai sunt. Acum, vă propun să ne ajutați că suntem într-o vorbătură publică. Am avut bucuria să ne sună o fetiță de la Timișoara, de Eca Cospian. Și acum suntem în stadiul ăsta. Vrem să vedem cum să împărțim acest rest, care înseamnă cât înseamnă. Restul de aici înseamnă o treime consumat. Și acum restul ăsta să-l împărțim în 5. Deci să-l împărțim în 5. Mă interesează 3 cincimi din rest. Cum să fac? Păi, cum să facă să îl împartă în 3? Restul, nu tot. Restul să îl împartă în 3, în 5, ca să iau 3 din el. Restul care e? Ăsta, astea două bucăți. Deci după ce au consumat o treime dintr-un, am zis o treime, eu mai rămas cele două treimi, practic, știm că mai rămas două treimi, și acum Dina, tot drumul ăsta, să, a doua zi face 3 cincimi. 3 cincimi. Acolo va trebui și încă o dată să punem un segment între cele. Dacă dai două exact, unde la două segmente pe fiecare, mai micuțe. Și un segment mai micuțe. Dar tot îi fac ele mai micuțe. Nu știu cum să mă descurc. E un moment dificil. Iruna trebuie să participe la asta, să vedem ce ideile vine. Credeți 3-5-5. 3-5-5. Sau, pot atât de bine, egal cu cât? Dați o fracție echivalentă, clasa 5-a. Deci 3-5-5. Sau? Sau? Sau 6-10. 6-10. 6-10. Înseamnă să împart toată asta în 10 și să iau 6. Asta așa convine. Păi convine, sigur că convine, că am două bucăți și împart pe asta în 5 și pe asta în 5. Deci foarte tare.